astăzi vom reacționa la o nouă animație cu Garten of Banban. Oh my god, fraților, deci după cum puteți vedea, Banban urmărește acești copii. Mamă, frate, dar oare cum au ajuns copiii ăștia aici, man? Și că ți-am zis că locul ăsta este plin de nebuni. Ar fi trebuit niciodată să nu venim aici. Wow, da, deci v-ați gândit cam târziu. Și că Billy taci din gură, o să găsim o cale să scăpăm. Da, sunt convins. Ok, deci că a găsit acest card în cafetărie, fraților. Și că și pariez că o să deschidă acea ușă. Hai să vedem. Mamă, nu! Bro! Oh my god, frate, s-a dus numai el și l-a lăsat pe Billy. Deci această animație se numește Nab Nab, nu este un monstru. Frățioro? Te-ai dus, băi, deci da, chiar ai murit, probabil. Oh my god! Fraților, deci fiți atenți, Nab-Nab tocmai ce urma să-l omoare pe ăsta și cred că acum își duce aminte cum el își lua Bully. Și cred că are remușcări și nu o să-l mai omoare pe micuț. Uite, s-au spart ochelarii. Ah, bro, a văzut că ochelarii lui sunt sparți? Știți, fraților, că am reacționat la istoria lui Nab-Nab, îi se zicea patru ochi. Uite, și-a duce aminte când își lua Bully, fraților. Mamă. How about I wish for you to get a friend? That's the only way a dork like you will ever have one. Și că îmi doresc să ai prieteni. Asta este singura modalitate prin care un ciudat ca tine poate să aibă asta. Bro. Își aduce aminte, men, uitați-vă, fraților, își aduce aminte de toate chestiile astea. Trebuie să fie traumatic pentru el. These glasses, they look just like mine. Și că, uitați-vă, mamă, băieți și fete, băiețelul ăsta i s-o spart ochelarii, fix cum i s-o spart lui Nab Nab și de-aia îi se zicea patru ochi. Și face aceste ochelari, arată fix ca ochelarii mei, face ochelarii tăi. Tu porți ochelari? Purtam. Și că când eram un om, chiar purtam. Dar asta a fost acum foarte mult timp. Și că, dar ce faci aici până la urmă? Și că ai auzit care sunt poveștile din locul acesta. Oricine intră în Ban Ban Kindergarten niciodată nu iese în viață. Și că asta i-am zis lui Derek și nu m-a ascultat absolut deloc. Outside of class today and asked if I would help him break into the abandoned kindergarten with him tonight. Ok, deși că când au ieșit de la ore, fraților, a venit Derek, băiatul ăsta, și l-a întrebat dacă vrea să vină cu el la Bans Bans Kindergarten, dacă vrea să vină la kindergartenul abandonat. Și că a zis că el nu vrea să vină și a zis Derek ăsta nesimțit, o s-a dus la toată școala și a zis că lui ăsta e frică de niște legende și că este un fricos și nu știu ce, adică făcea mișto de el. Și că și da, din momentul acela, fraților, avea ca alegere ori să se alăture lui ăla, ori să fie ridicol. Sounds like your friend's a bully. Și că sună ca și cum prietenul tău este un bully. Și face, nu e prietenul meu. Și că eu urăsc bullies, pentru că și el a fost bullyuit. Și eu. I just wish that there was some way that I could prove to him that I'm not a scaredy cat. Then maybe. Ok, este a zis faci că a văzut la o dronă, nu știu care e treaba, și ăsta a zis băieți și fete că vrea să i dovedească lui ăla că nu este fricos. Acum, frate, o să vă zic sincer, nu prea mi se pare ceva destul de corect să faci asta, adică nu trebuie să dovedești nimănui nimica. Ci că doar să mă lase el și ceilalți copii în pace. Ia uite, are o dronă. Și că am o idee pentru tine. Ia uitați-l pe Derek. Derek a intrat aici și vrea să plece. Uite, a găsit un nou card. Mamă, dar cum găsești ăsta carduri peste tot? Ce se aude?
Hopa, a venit nap-nap. Deci ăla și nesimțit a zis că cică numai bine acum că monstrul l-a mâncat pe Billy. Mi-am găsit și cardul și trebuie să ies de aici. Pleacă de aici de la mine, ciudatule. Băi și fete, fiți, știți ce cred că o să se întâmple? Cred că Nab-Nab l-a atacat pe ăsta intenționat și o să vină Billy să-l salveze. Cred că ăsta e planul lor. Uitați-vă, 100% asta se va întâmpla. Uite, vedeți că nu-l omoară cu o intenție, că până acum îl mânca, îl devor aici, nebun. V-am zis, fraților, ia uite, Nab-Nab, vezi că ți s-a terminat petrecerea. Uite, v-am zis, ia uitați-vă. Uitați-vă. Uite, și a făcut cu ochiul papa. Billy, mi-ai salvat viața. Și că n-avem timp să ne gândim, Derek, hai să plecăm de aici. That should teach him a lesson. Keeping an eye on the place for us all, Nab-Nab. Opa, mamă, băie și fete, deci acum copiii ăștia trebuie să plece din locul acesta. Și a venit Ban-Ban să ne întrebe ce faci, Nab-Nab, aici. Te uiți pe camera de supraveghere? Și că de cât timp te uiți la mine? Și că am văzut tot ce ai făcut, am văzut ce ai făcut pentru copiii ăia. I-ai lăsat să scape. Come on, Ban-Ban, there's nothing to worry about. I just gave them the scare of their lifetime. Și că hopa, Ban-Ban, stai liniștit, oricum sunt speriați și au avut sperietura vieții lor. Îți promit că în cel mai scurt timp n-o să se întoarcă. Și că n-o să se întoarcă singuri. What's stopping those two from coming back to this place with 20 or 30 of their closest friends? Each wielding torches and pitchforks, or even worse, a camera crew. You want the whole world to see what you look like now? A disgusting, hideous starfish monster? No. Mamă, fraților. Ban-Ban, you don't understand. These guys aren't like that. They're innocent, Ban-Ban. Ok, deci ăsta, bă, fraților, și Ban-Ban zice corect, dar și el ăla zice corect. Deci Ban-Ban zice, de unde știi că o să se sperie și că nu o să mai vină niciodată aici? De unde știi că nu o să vină cu 30-40 de oameni să vină peste noi? De unde știi că nu o să vină cu presa și o să te vadă toată lumea cum arăți acum ca un monstru? Adică, na, ce zice Nab-Nab e ok, că și Nab-Nab zice Ban-Ban, nu înțelege, ei sunt inocenți. Sunt niște oameni inocenți, n-au făcut nimica. Dar în același timp există posibilitatea ca, na, să se întâmple ce a zis Ban-Ban. Enough. The bottom line is you just put all of our safeties into jeopardy with what you did. And now I'm gonna have to step in and clean up the mess you made. Și că tocmai ai făcut cea mai mare prostie și eu trebuie să intervin ca să curăț ce ai făcut tu. Perfect. I'll head them off at the lift. Not if I have anything to say about it. Mamă, se bată ăștia între ei, fraților, ca să nu omoare pe puștii ăștia. Băi, sincer, sper să scape. Ok, haide. Mamă, ce se întâmplă? Uitați-vă, fraților, Ban-Ban l-a bătut pe Nab-Nab și a oprit liftul, bro, nu. Și că Ban-Ban nu trebuie să faci chestia asta, ascultă-mă. Și că tu le-ai arătat milă, Nab-Nab. De unde știi că și eu să ne arate la fel? Băi, are dreptate și ăsta, fraților. Are dreptate și el. Și că asta e tot ce poți? Mamă, ce o dă, bă, vezi, îmi pare rău. Și că nu ești așa de puternic cât să mă bați pe mine, Nab-Nab. Și că m-am asigurat că în momentul în care te-am făcut să nu fii la fel de puternic ca și mine. Încă un succes. Bro, aici are sens, fraților, că dacă crezi o chestie, dacă ești vreun savant nebun care creează creature, ar trebui să te asiguri că creaturile respective nu se pot întoarce împotriva ta și să se întâmple ce s-a întâmplat acum, gen, adică să le faci mai slabe decât tine. Turned out the now closed kindergarten was full of these monsters. I was horrified. Uite, acum își aduce aminte, fraților, de istoria lui. Cum l-a răpit Nab-Nab, cum l-a transformat și toate chestiile astea. Poate acum se enervează și face ceva. Why should I free all
Jumbo, ce așa, uite. Și că haide, Billy, grăbește-te, trebuie să repornim liftul. Și că îmi pare rău, Derek, dar chestia asta efectiv nu merge. Și că fă-o să meargă, Billy, fă-o să meargă rapid. Și că dezgustător. Ai pus salivă peste tot. No, face ce face. Ben, Ben, nu. Și că Nab-Nab, asta este pentru binele tău. Nu cred că e pentru binele lui, băieți și fete. Sincer să vă zic, nu cred că e pentru binele lui. L-a legat. Și că Ben, Ben, asta nu este corect. Și că știu foarte mulți oameni care sunt răi, foarte mulți oameni care au intenții rele, însă niciunul nu este un monstru mai mare decât tine, Ben, Ben. Mamă, ok, asta cred că a durut la corazon. Și că gândește câte experimente ai făcut, efectiv nu-ți pasă de nimeni, doar de tine. Și că cât de mulți oameni ai folosit? Cât de mulți oameni ai desfigurat? Ești doar un bully. Și că sunt ani în care mi-au luat bully. Deci băieți și fete, practic n-am v-ați prins de ce nu vrea să îi omoare pe ăștia. Pentru că ăla este un bully și vrea să-l ajute pe Billy. We were all freaks. Maybe I could finally have friends. But everyone had been transformed so long before me. It was like I was a new kid at school all over again. Just like when I was little. Ok, deci credea frate că dacă s-a transformat într-o creatură o să poată să aibă prieteni, însă după cum puteți vedea, el era cel mai nou într-un fel, toți s-au transformat înaintea lui. Și din nou s-a simțit ca și cum e băiatul nou. Și că din cauza ta și din cauza oamenilor ca tine fac chestia asta. Am fost tratat ca un ciudat toată viața mea. Și nu mai vreau să se întâmple asta. Nab-Nab, asta este viața ta și este singura cale prin care putem să te protejăm. N-o să muriți, mama, ăsta-i panica, fraților. Haide. Și că a zis Derek, eu n-am nicio idee. Ai tu vreo idee? Și Derek ăsta a zis, trebuie să fie o chestie ca să mișcăm ăsta, să mișcăm liftul. Bă, vine Barban! Haide! Bă, fraților, și ce ar putea să facă? Ar putea să dea pe ăla, nu? Gen să dea pe chestia care a oprit liftul, că el e în birou la Barban. Și că Brainiac Billy folosește creierul. Hai, sus! E asta. Let's go! Au reușit să evadeze, fraților, prin acoperișul de la lift. Ești un geniu. Ești un geniu, Billy. Aia a fost cea mai curajoasă chestie pe care am văzut-o. Fă-mi un favor. Să spui asta la toată lumea de la școală. Bă, băi și fete, nu prea încurajezi o chestie asta, că na, nu trebuie să-i mulțumești pe alții. Dar totuși foarte drăguț. Știam că poți să o faci, Billy. Știam că ești curajos. Ce drăguț, ce drăguț. Bun, băi și fete, aici s-a terminat acest episod. Asta a fost treaba cu Nab-Nab. Și se pare că până la urmă nu este un monstru. Eu am fost Marusianco, dacă v-a plăcut scrieți la comentarii. V-am băbat pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!